Ministerul Fondurilor Europene a anunțat că în acest an România va atrage fonduri europene în valoare de 2,9 miliarde de euro prin intermediul programelor operaționale gestionate Începând din noiembrie 2019 și până în prezent, România a atras per total fonduri europene în valoare de 4 miliarde de euro, dintre care o sumă de 1,1 miliarde de euro a fost atrasă în noiembrie și decembrie 2019. Valoarea fondurilor europene atrase de România începând cu noiembrie 2019, de când am preluat coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, este semnificativă. 4 miliarde de euro sunt fonduri care susțin dezvoltarea României ei prin investiții în infrastructură, în digitalizare, în educație și sănătate. În contextul crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19, am alocat peste un miliard de euro pentru a finanța spitalele și unitățile administrativ-teritoriale în lupta cu noul coronavirus. Și în alte domenii a fost accelerată atragerea fondurilor europene, motiv pentru care, la nivelul majorității programelor prin care România atrage fonduri în acest an, sumele atrase vor fi mai mari decât cele previzionate, banii europeni schimbă vieți.